La ședința Consiliului Local a avut ordine de zi foarte scurtă, cu 6 puncte de ordine de zi, având în vedere și diversele. Dintre cele mai importante proiecte de hotărâri în această ordine de zi, pot enumera 2-3 din 5 și aș vrea să mă refer la un proiect de hotărâre privind, eu nu zic baza fondului forestier al Consiliului Local, zic administrarea acestui fond, deoarece mi se pare un proiect important care să devină hotărâre în ceea ce primește administrarea acestui fond, pentru că consider că este un serviciu către populație. Unul dintre cele mai importante proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței a fost construirea unui parc fotovoltaic. În acest parc vor fi montate instalații eoliene. S-a hotărât să se aleagă un parc, vom vedea care va fi acest teren. V-am dat curs ca să se producă această hotărâre să ia naștere și sperăm să fie tot în folosul tot al cetățeanului. Potrivit autorităților din Mioveni, lucrările la parcul fotovoltaic vor fi demarate imediat ce un investitor va câștiga licitația. Să știți că energia verde întotdeauna a fost pusă în discuție și se speră să ia locul acelei energii poluante, acelei energii care poate fi și pe final, dacă ne referim la produse petroliere și alte produse care produc energie.